Bună ziua, Olga. Bună ziua. Astăzi vom învăța un exercițiu interesant. Să vă spun. Olga Juravski este o profesoară de matematică care predă în clasele 5. 12. Dirigenta noastră de matematică. O persoană de la care ai foarte multe de învățat. O tânără model. Care poate miza învățământul modern, pe care poate miza școala actuală. E profesoară de vocație. Onestă, liniștită, generoasă și ambițioasă. Foarte veselă. Perfectă, din toate punctele de vedere. Este foarte super în domeniul ei de activitate. Uneori prea bună. Alt profesor nu predea așa matematica precum ea. S-a strigat cu 2-1 sau totul la puterea 2. Cred? Corect. Continuăm. Deschidem paranteze. Ce B minus? Ce A este egal de? B la 2 minus 2AB plus A la puterea 2. Cred? Corect. Mai scriem CB minus CA este egal cu B la 2 minus AB minus AB și plus A la puterea 2. Corect? Corect. Vreau să trecem următorul. Termin în partea stângă egal minus AB și A. Când a venit în liceul nostru pentru prima dată, foarte mult ne-am bucurat că noi n-am avut profesori de matematică. Cred că un astfel de pedagog își doresc mai multe școli să aibă. La copii le place chiar cum predă lecțiile. O iubesc și o stimează, chiar îi fac unele complimente, ea fiind tinerică, frumușică. Corect! Olga, fii atentă! Pe Olga o văd înainte de toate o cercetătoare a tuturor inovațiilor în pedagogie. Dacă vă ține tot așa, va ajunge foarte departe. Director? De ce nu? Chiar ministru. 5. Olga, nu dormi. S-o văd cu pruncușori pentru că are ce învăța. Pentru copiii din clasele în care predă, este ca o adevărată mamă. Nu este egal cu 5. De fiecare dată încerc eu să o salut, dar de fiecare dată îmi ies ea înainte. Ne salutăm ambele, cred că multe ori se întâmplă, pentru că, mă rog, suntem de aceeași vârstă. Ca de obicei, ea îndrăznește prima să ne salute, dar ne salutăm indiferent de cine și care îndrăznește primul. Eu înaintez, bună ziua meu. Ea ne salută prima. Ia de departe. Bineînțeles că o salut eu de fiecare dată, fiindcă elevă și a fiind o profesoară. Da, în drept respectă-ți. De obicei, salută dumnei. Ea este cea care dă bună ziua. O salut, cum să nu? M-am învățat atâția ani. De fapt, se întâlnesc cu ochii noștri care se salută înaintea noastră. Îmi place caracterul dumnei, eu pot să o salut roșcă, să o salut și nicio problemă. I-am zis bună ziua, poftim intrați la noi. Și de atunci nu aștept niciodată să mă salute dumneiei prima. Mai scrie că următor, ce e B minus ce A? Nu am auzit ca copiii să nu fie evaluați corect. Nu te mai. Eu am primis ca aproape doar note de 10. Îi prea încurajați, da. Și dau un, ies, dau un. Limitele trec.
După merit, adică ce notă, cum înveți, ce notă meriți, aia îți pun. Și de 2, și de 10. Eu sunt sigură că Olga pune not merit. Depinde de copii, sunt copii mai buni, sunt copii mai... O praznici. Pe ai cerut să-ți scadă nota? Da, dar eu cum pun așa, eu nu țin nimic. Dacă pune, uneori, poate așa am stăruit, dar nu se prinde ce am vrut. Și uneori parcă îmi pare mie că e prea mică. Dar uneori prima așa, asta cum echilibru. 9, 8, câte o 7 poate. Că se întâmplă că n-am învățat tema, pune. Rezultatele că vor cunoaște copiii noștri, toți matematica pe nota 10, nu atât de mult contează. Contează foarte mult ca Olga să crească și să educe oameni adevărați. Iar lucrul ăsta deja Olga l-a demonstrat că îl poate face. Pe 2 de mulțit la 2 și este egal cu 5. Ca să dormiți bine noaptea și să nu aveți coșmaruri, e bine să învățați matematica.